chiudere male. Mă aflu în fața uneia dintre intrările în tunelul Mocăniței din zona Hunedoarei, o cale ferată îngustă, construită în urmă cu circa 120-130 de ani, în vremea în care ținutul Hunedoarei era recunoscut în întreg Imperiul Austro-Ungar pentru zăcămintele bogate de fier. De atunci datează și acest tunel, lung de aproape 800 de metri, construit între Valea Pârâului Zlaști și zona Govâjdiei, un tunel căptușit cu cărămidă care s-a păstrat într-o stare foarte bună de conservare. Am ajuns în mijlocul tunelului de pe calea ferată îngustă Hunedoara-Govâjdie, un tunel spectaculos, foarte bine păstrat, deși are o vechime de 120 de ani. Acest tunel ar putea reprezenta o atracție turistică interesantă pentru cei care ajung în Hunedoara.